Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la noua ediție a programului Să cântăm împreună. Astăzi începem o nouă serie de programe în care vă invităm să ne bucurăm de muzică și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Lorena și pentru această ediție avem ca invitați grupul Advent Quartet, care va împărtăși cu dumneavoastră clipe din armonia muzicii dedicate pentru onoarea lui Dumnezeu. În Cartea Psalmi, regele David ne invită să-i cântăm cu veselie Domnului și să-l onorăm cu laude, să facem să răsune cântece înaintea lui. Dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-a arătat-o la crucea Golgotei, este fără măsură. Deși suntem păcătoși, îi putem arăta recunoștința prin închinarea noastră umilă și sinceră. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. După ce au trecut Marea Roșie, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu. Pe El îl voi preamări. Geneza 15:2. Dumnezeu ne cheamă să ne deschidem inimile pentru ca mesajul să înflorească în inimile noastre și în fiecare zi să ne simțim mai aproape de cer. În continuare, vă invit să cântați și să ascultați următoarele melodii. Din cer, din Sfântul Sanctuar, stau pe adevăr, cu sufletul prea plin de dor, o Iisus, ce dulce nume, la ta chemare vin. Dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună. Cel ce vine în slava sa.
Amin. Stau pe stâncă și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stâncă, eu stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe adevărul care a fost rostit, cred cuvântul celui care m-a iubit. Neclintit în stânca vieții stau ascuns, stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stâncă și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stâncă, eu stau pe adevărul lui Iisus. Domnul cel de neclintit, și câte valuri când ce n-au lovit, stau pe adevăr, de El mă las condus, stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stâncă și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stâncă, eu stau pe adevărul lui Iisus. Nu plec nicăieri din mâna Domnului, stau legat cu funia iubirii Lui. Toată slava și nădejdea în El mi-am pus, stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stâncă și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stâncă, eu stau pe adevărul lui Iisus. Mă plec înainte.
plecăm de acolo, știm că suntem mântuiți. Dulce e, dulce e, mângâios, mângâios numele Iisus Hristos. Dulce e, dulce e, mângâios, numele Iisus Hristos. Deci când cați de sus într-una, dați de veste ori și cui, bucuria că El vine ca să-și ia cu El pe Lui. Dulce e, dulce e, Hristos. Dulce e, dulce e, mângâios, numele Iisus Hristos. Amin. Amin. Dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună. Vă provocăm din nou la studiul Bibliei printr-un concurs biblic. Regulile acestui concurs sunt: în fiecare săptămână vom avea 7 capitole în studiu, iar în timpul programului de sâmbătă, după amiază, vor fi 3 întrebări din cele 7 capitole. Vom începe cu Cartea Genezei. Puteți răspunde întrebărilor trimițând un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat pe ecran. Vă rugăm să vă scrieți numele atunci când trimiteți mesajul. Pentru fiecare răspuns corect, veți primi un punct. La sfârșitul fiecărei cărți din Biblie, primele 10 persoane cu punctajul cel mai mare vor primi un premiu.
Premiul întâi va fi o Biblie. Premiul al doilea, cartea Cel așteptat de veacuri, ediția de lux. Premiul 3, o carte cu imnuri creștine, cu note, și următoarele 7 persoane vor primi un CD cu muzică interpretată de Luiza Spiridon. Întrebările pentru astăzi sunt din primele 7 capitole ale cărții Geneza. Prima întrebare. Ce frunze au folosit Adam și Eva pentru a-și acoperi goliciunea? Întrebarea a doua. Cum se numea țara în care a fugit Cain? Și ultima întrebare. Cu câți coți s-au ridicat apele potopului deasupra munților? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră până joi, 12 noiembrie. Răspunsurile primite după această dată nu vor mai fi luate în considerare. Mai departe, vă invit să ascultați următoarele melodii. Când la sunetul de trâmbiți, Shalom, Shalom, furtuna e azi în jurumi, glas de slavă, când se lasă umbra serii, Doamne, fii cu noi, în veci de veci. După aceste melodii, vă invit să vizionați clipul melodiei Auzi, Doamne, urletul mării. Dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună. Și când noaptea va înceta, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când pe drept cu bucurie va chema Iisus să vie, când la viață îi învie, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când la ziua din mormânt s-or deștepta și în corpuri strălucite vor veni. Când spre cerurile înalte cei aleși s-or înălța, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când pe drept cu bucurie va chema Iisus să vie, când la viață îi învie, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când din zor și până noapte pentru Domnul vom lucra și în luptele credinței tari vom sta, moartea nu ne înspăimântă, vesele o vom înfrunta, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când pe drept cu bucurie va chema Iisus să vie, când la viață îi învie, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Amin. Amin. Shalom, shalom, fie pace.
deci când Iisus aceasta îmi spune că singur nu mă va lăsa. Pe cruce El pentru mine s-a dat și m-a mântuit, m-a tras tot mereu la sine. Pe toți cei dragi vom întâlni.
din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună.
căci moartea pe noi se răzbună, nu știm cum s-o oprim. Oare cum poți dormi pe furtună? Chiar nu-ți pasă că pierim? Ah, urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi. Căci tu stăpânești chiar și val și vânt, și fiare și demon printr-un cuvânt. În tine mă-n cred cât voi trăi, Domnul meu prea iubit. Cu tine, Iisuse, stânca mea, sunt liniștit. Stăpâne, nu vezi cum lovește păcatul amar și greu? Vezi inima-mi cum se caiește, auzi oare plânsul meu? Trezește-te, Doamne, și alungă spaima ce m-a cuprins. Glasul tău iadul trec să străpungă, vrăjmașul să-l văd învins. Ah, urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi. Căci tu stăpânești chiar și val și vânt, și fiare și demoni printr-un cuvânt. În tine mă-n cred cât voi trăi, iar pacea în suflet coboară, cu tine sunt fericit. Te rog să rămâi lângă mine, n-am alt mântuitor. Vreau să trec marea vieță cu bine, prin valuri, prin vânt sau nu. Urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi. Căci tu stăpânești chiar și val, căci tu stăpânești chiar și val, și vânt, și fiare, și demoni printr-un cuvânt.
Dacă vrei să înveți din nou cum să zâmbești din toată inima, atunci vino cu noi. Vino să cântăm împreună. Cum ar fi viețile noastre fără muzică? Fiecare dintre noi este binecuvântat cu câte un dar. Dumnezeu ne cheamă să-L dezvoltăm pentru a-L lăuda pe El. Mă rog ca prin intermediul programului să cântăm împreună cât mai mulți oameni să-L descopere pe Dumnezeu și dragostea sa. În săptămâna care urmează să purtăm cu noi aceste imnuri și ele să ne readucă aminte că avem un Mântuitor care vine curând. Mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm să cântăm împreună și sabatul viitor. La revedere!